Bun găsit, prieteni! Mihai Stepanov cu un video nou despre proiectul SPACAD. Am deja multe video create despre acest proiect, dar foarte multe persoane îmi scriu că nu înțeleg până la urmă cum corect să intre în lucru. Am hotărât să fac un video nou, mai detailat decât video care l-am făcut pe telefon, unde explic. Acolo este foarte mărunte, nu se vede bine, am hotărât să fac screen-uri și cu aceste screen-uri poate că va fi mai clar ce trebuie de făcut. Deci, în descriere la orice video este link de înregistrare. Ne înregistrăm și pe urmă va trebui să lucrăm. Dacă vrem să facem în jur de $500 pe lună, gratis, trebuie de intrat de la 12 până la ora 8 seara, ora Moscovei, sau de la 11 până la ora 7 seara, ora României, pe acest site. Cum facem acest lucru? Deci, după ce ne-am înregistrat, noi suntem în cabinet. În cabinet, pe noi ne interesează acest buton, pe el apăsăm și site-ul ne trimite la platforma DeXArt. Deci, cine nu înțelege, DeXArt este un site metaverse, o lume, spunem așa, o rețea socială virtuală. Deci, ea se încarcă, deci, inițial, e clar că trebuie de intrat în DeXArt. Deci, care este diferent între SPACAD și DeXArt? DeXArt, asta cum ar fi România, iar SPACAD, asta este București. Deci, ca să ne merim în București, de pildă din Ungaria sau din, eu știu, din Moldova, trebuie din tăi să intrăm în România, deci trebuie să intrăm în DeXArt. Deci, DeXArt, el se încarc. Acest lucru ia ceva timp. Până se va încărca și așa mai departe, eu nu voi aștepta și deci voi face explicație la screen-uri. Deci uitați-vă. DeXArt se încarcă. Mai departe, după ce s-a încărcat, el trebuie să treacă 100%, deci aici va trebui de așteptat undeva 3 ore astfel de încărcări. Deci se încarcă prima dată DeXArt. După ce s-a încărcat, la noi începe să se vadă metavers. Și ca să intrăm în interior prima dată, trebuie să apăsăm pe Sign In, unde inițial introducem e-mailul cu care noi am făcut înregistrare. Încă o dată spun, în SPACAD nu faceți alt e-mail. Dacă ați uitat e-mailul, intrați aici ea la profil și vă uitați ce e-mail ați indicat la înregistrare, dacă aveți mai multe e-mail-uri. Deci, e important să intrăm cu același e-mail și aceeași parolă care am făcut-o pe SPACAD. Deci, indicăm e-mailul, indicăm parola și apăsăm pe acest triunghi. Nu apăsați pe buton și așa mai departe, cum a fost cândva. Buton deja nu mai este actual, deci nu folosiți buton. Doar direct e-mailul și parola. Ați apăsat, după aceea va dispare această informație și mai departe trebuie să ajungem la SPACAD. SPACAD este o regiune în metaverse. Deci, vedeți, metaverse este din diferite regiuni. SPACAD a cumpărat un spațiu în metaverse DeXArt și acum trebuie să ajungem, deci cum ar fi această harta României, trebuie să găsim unde se află, de pildă, București. Deci, DeXArt, toată harta, dar pe noi ne interesează așa un ceva, un punct, SPACAD, deci el se află undeva aici sus. Deci, mergem în sus și găsim, uitați-o, este așa ceva, un desen, pe el când punem cursorul, scrie Enter SPACAD. Și este în formă de rachetă. Deci pe noi ne interesează această rachetă. Apăsăm pe ea
Și mergem mai departe, deci tot apăsăm. Deci racheta, apăsăm. Și din nou se încarcă, a doua oară se încarcă, deci trebuie să așteptăm din nou. Prima dată aceste încărcături ia timp, pentru că ea se încarcă în memoria calculatorului sau telefonului. De ce trebuie să așteptăm ca să se încarce? Pe urmă va fi mai ușor a doua oară, a treia oară când întrem. Deja ei este memoria și se intră mai ușor a doua, a treia oară. Prima dată trebuie să așteptăm. Deci așteptăm, se încarcă. La a doua oară noi trebuie să ne creăm un avatar. Uitați-vă, la avatar sunt variante. Bărbat ori femeie. Și aici se poate de ales culoarea părului, hainelor și așa mai departe. Pantofi, încălțăminte. Vă faceți un avatar. După ce l-ați ales, de pildă și apăsați pe creare. Unde va trebui să-i dați un nume. Și din nou apăsați pe creat. Și după ce apăsăm pe start. După ce am salvat avatarul, pe start. După aceea, a treia oară se încarcă. Deci, cum am spus, de trei ore aceste încărcături trebuie de așteptat. După a treia încărcătură, deja uitați-vă ce se întâmplă. Intrăm în rachetă sau apare o careva inscripție în timpul când nu putem intra. Deci, uitați-vă. La unii, după ce s-a încărcat, apare așa ceva, apăsăm pe butonul acesta roz, că suntem de acord, și la pasul următor trebuie să folosim iară același e-mail care am făcut înregistrare pe SpaCAD și cu care am intrat în DexArt. Deci peste tot folosim același e-mail și apăsăm pe triunghi. Și uitați-vă, dacă intrăm în timpul neregulamentar, când nu se poate de lucrat, apare așa o inscripție. Deci nu vă spăreați că aici când traducem spune că nu este înregistrare. Aceasta nu subînțelege că nu sunteți înregistrat. Pur și simplu nu puteți intra să faceți sarcini pentru că în timpul acesta nu-i timpul, nu-i ora de lucru. Deci această inscripție apare când este în afara intervalului de la 12 până la ora 8. Sara, dacă ora Moldovei, sau de la 11 până la 7 sara, ora României. Dacă intrăm în intervalul când se poate de lucrat, aici apare așa ceva, vedeți? Fără inscripție. Deci uitați-vă. Aceeași imagine cu rachetă, dacă apare inscripție, înseamnă că s-a intrat în timpul când nu se poate de lucrat. Deci toată diferența. De ce nu vă spăreți? Dacă este așa inscripție, intrați mai târziu când se poate de lucrat. Când se poate de lucrat, această inscripție nu este. Așteptăm până se încarcă și trebuie să intrăm, se încarcă și nimerim în interior aici, la, lângă rachetă. Când suntem în interior, vedeți, suntem aici jos, trebuie să facem cu acest buton mișcare puțin înainte, până apare aici inscripție cu litera E. Tot ce apare cu litera E, atunci e legat de careva start sau de strâns. Deci, mișcăm înainte și apare, vedeți, așa ceva cu E. Noi, în momentul dat, ne apropiem de butonul acesta și vrem să pornim reclama. Deci aici trebuie să apară un panou cu reclama. Vedeți, când apare panou cu reclama, începem să adunăm monete. Deci, la fiecare minută. Deci, eu apăs pe E, se apasă pe claviatură sau, dacă sunteți pe telefon, apăsați pe litera aceasta E. Și apare ecran. Vedeți, a apărut un ecran. Și deja se poate de lucrat. Acum cu acest cursor începem să ne mișcăm, să căutăm unii monetă. Deci și moneta, uite, uitați-vă cu lumină ea arată. Și începem să mergem și să strângem aceste monete. Ne apropiem de aceste monete și când se schimbă culoarea, atunci ea poate fi strânsă. Cum se schimbă culoarea? Deci schimbă culoarea, vedeți așa, apare cu lumină. Când ne apropiem de această monetă și lumina este așa aprinsă, apare litera aceasta E. Apăsăm pe litera E și această monetă se adună aici.
la balanță. Dacă ieșim din cabinet cu acest buton și intrăm din nou, balanța și va fi zero, dar aici se va aduna, deci aici balanța în dolari, aici monetele care le-am adunat. Deci aceste monete poate să dispară, nu-i problemă. Nu vă uitați că aici s-a avut 10, a să ieși de pildă și iar e zero. Ele nu dispar, ele se duc în balanță. Și așa mai departe. Deci tot lucrul, ați văzut că a apărut aici altă monetă. Cu acest cursor vă mișcați, vă duceți la monetă. Și tot așa vă apropiați, s-a aprins lumina puternică, înseamnă că putem să adunăm această monetă, să o strângem. Tot lucrul, deci. Acest lucru poate fi făcut în intervalul de la 11 până la ora 7 seara, ora României, de pildă. În alt timp, acest lucru nu se poate făcut. Și așa mai departe. Deci tot acest lucru se face. Și asta ce am vrut să spun. Deci, dovezi de plăți, cine vrea, deci sunt foarte multe. Vedeți, în spacat, la tranzacții, deci oameni care au avut după grafic posibilitatea de retragere, deci ei au tras, de pildă, această persoană $123 retras pe 12 septembrie în USDT și a venit, deci $123. Și așa mai departe, deci diferite persoane retrag în Chile scomod, deci 11 septembrie aici, pur și simplu, le-a venit în rubli. Omul deja le-a dat și le-a schimbat în rubli pentru că este din Rusia. Cineva, a, vedeți, aici iar a retras 97, cum văd. Vedeți, când ne uităm la reclame, plata se face 4 cenți minuta. Adunat din reclame și aici cu roșu e deja când facem retrageri. Și, vedeți, i-a venit $97. Deci, se plătește pe grupuri, sunt multe confirmări de retragere, deci doar că trebuie să aveți în vedere că eu pe grupul meu Telegram, deci dacă ați intrat, acolo am făcut un grafic, când putem retrage. Deci tot se leagă de data înregistrării. Deci când v-ați înregistrat, atunci și aveți un timp de retragere. Deci cine s-a înregistrat pe 1, pe data din 1 până pe data de 5 în fiecare lună, luați ca bază, nu vă orientați, de pildă, dacă cineva se înregistrează în octombrie, deci se orientează în octombrie. Cine în decembrie, se va înregistra în decembrie. Dar tot la toți aceeași dată va fi de retragere, deci nu importă, deci în august, septembrie, noiembrie, iulie și mai departe s-a înregistrat. Deci cine pe 1 până pe 5 s-a înregistrat, poate retrage de pe 15 până pe 17. Cine de pe 6 până pe 10 s-a înregistrat, de pe 20 până pe 22. Deci eu m-am înregistrat pe 6 august, voi putea retrage de la 20 până pe 22 de pildă septembrie sau 22 octombrie sau 22 noiembrie. Deci în fiecare lună, în intervalul acesta este data de salariu pentru mine, în dependență când m-am înregistrat. De pildă, s-a început primele retrageri cu persoanele care s-au înregistrat pe 20 până pe 25, ei au retras primii de pe 5 până pe 7 septembrie. Acum, confirmările care am arătat eu au retras persoanele care s-au înregistrat de pe 26 până pe 31. Următorii la rând vor fi persoanele care s-au înregistrat de pe 1 până pe 5. Deci ei vor retrage de pe 15 pe 17, se primește, și deja undeva în a patra grupă voi fi și eu. Eu m-am înregistrat pe 6 august, voi retrage pe 20-22. De ce în video care am făcut eu pe canalul mine, eu am arătat cum corect să pregătim contul pentru a putea retragere. Acolo sunt unele condiții, vă uitați la cele condiții.
Deci, deoarece fac video, este deschis multe programe, merge mai greu. Dar cine a văzut, înțelege de ce vreau să spun, că acolo, în video, ultimul video, care sună informația despre retragerea de bani în proiect cu SPACAD, acolo sunt unele condiții. Deci acele condiții trebuie îndeplinite. Trebuie de adăugat dublă autentificare și mai departe. Deci eu acum fac acest video cu scop ca să fie cât mai scurt, dar tot nu vedeți important multe lucruri vreau ce să spun. Intrați în playlist și toate video mele vor fi grupate. Deci primele video nu vă mai uitați că deja ele nu sunt actuale. Pentru că aici este coton, coton deja nu mai facem, că acolo dacă o să faci greșeală. Doar acest video, acesta și acesta sunt actuale, ultimele 3 și acest video care acum l-am făcut. Cam atât ce am vrut spun, numai bine.